Golden Hour cu Jesse la Gold FM. Bună seara, Aurelian Popa, bine ai venit pentru prima dată la Golden Hour. Bună, Jesse, mă bucur că ne auzim și pe segmentul tău de emisiune. Sunt onorat de invitație, să-i salutăm și pe cei de acasă. Haideți să intrăm direct în subiect. Da, ești un obișnuit al emisiunii domnului Gușă, asta știu cu toții. Este vorba fără voia mea, dar s-a întâmplat, da. Da, nu este vorba despre altcineva, ești chiar tu. Astăzi te-am furat și pentru emisiunea mea și vreau să, vorba ta, să intrăm direct în subiect și să deschidem cumva această emisiune prin a ne spune ce este și ce înseamnă de fapt acest transumanism. Ce își doresc acești transumaniști și cum reușesc aceste noi implementări să ne îmbunătățească viața, ca după aceea să intrăm în subiectele importante, facem o deschidere. Te rog, Aurelian. Transumanismul este, ca primă fază de implementare, tot ceea ce transcende biologia și conștiința umană. Trans, dincolo de umanism, om. Dincolo de om. Păi, ce definește omul? Omul este definit de un spirit și de un corp. Da? Deci tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce se interpune între spiritul și corpul omului, devine trans, dincolo de. Prima fază pe care au reușit să o implementeze, zic eu, cu destul de mare succes, studenții domnului Klaus Schwab, de la Davos, a început cu feminismul. O, să spuneți, aoleu, Aurelian se ia de feministe. Asta se poate spune. Da, da, da. În 1920, când a avut loc acea revoluție industrială, mai mari lumii, șefii la lume, ca să folosesc, să citez un clasic în viață, o clasică în viață, șefii la lume au zis, domne, avem fabrici multe, da? Jumate din populație este casnică, adică mamele, femeile, așa, și inactivă, da. Vin doar bărbații în fabrici. Așa. Cum facem noi să scoatem jumătatea de populație care e casnică la muncă? Deci eu vă spun asta din documentele programatice. Luați și citiți un pic de Rockefeller, luați și citiți un pic de Vanguard, luați și citiți un pic de presă paleo-bolșevică din momentul respectiv. Cel mai mare succes l-au avut în Rusia. În Rusia, feminismul a fost la mare căutare pentru că, nu-i așa, toate femeile au devenit eroine ale fabricilor și au reușit să facă supraproducție și să abordeze tematica productivității în fabrică din perspectivă stahanovistă, știi? Adică depășire de plan. Asta a fost prima fază, a fost destul de incipientă, nu-i așa, femeia să fie egală cu bărbatul, să vină în fabrică. Totul îmbrăcat cu niște totul îmbrăcat în niște chestiuni de modernizare relativ legitime, adică femeia să acceseze sursă de venit. Asta e corect, bineînțeles. Foarte bine, tot da. Așa. Da, asta e, deci ăsta era unul din motive. Femeia să nu fie doar la cratiță, nu? Să se elimine acest stereotip, acest clișeu, femeia la cratiță. Corect, și asta e corect, că trebuie și bărbatul și femeia, nu-i așa, să își împartă treburile casnice sau grija copiilor. Asta, după părerea mea, este o chestiune firească. Dar aceste chestiuni, că așa fac, știi, neomarxiștii și paleomarxiștii bolșevici, așa, au luat niște chestii legitime, care constituie pachetul, fundița roșie, dar înăuntru un pachet, de fapt, discuția era cum să distrugem celula de bază a societății, și anume familia. Da, de ce s-ar distruge familia dacă femeile pot să muncească, să fie independente, să voteze, să divorțeze, să toate cele? Păi dacă citim un pic de Marx, o să vezi că acolo Marx spune că avem pământ, capital și resursă umană. Astea sunt cele trei asset-uri cu care poți produce bani. La pământ au rezolvat-o pentru că au făcut comunizare. Știi că comuniștii au făcut acele, chiar și la noi au fost CAP-uri, nu mai exista dreptul de proprietate pe pământ și așa mai departe. Capitalul a devenit capital de stat, tot ce era privat a fost naționalizat, nu-i așa? E al nostru, al poporului, că noi, bogații ăștia, suc sângele poporului, domne, înțelegi? Și fiindcă bogații suc sângele poporului, hai să naționalizăm. Așa?
Și trei, resursa umană. Numai că la resursa umană era o problemă. Trebuia câștigată mintea și inima femeii astfel încât să o faci să plece de lângă copilul ei, din casă, din mediul casnic, într-o fabrică. Asta e foarte greu de făcut. Să lucreze cu toate aceste pretexte legitime. Nu se înțelege că nu sunt legitime aceste lucruri. Sunt legitime ca femeia să acceseze o sursă de venit, sunt legitime dorințele femeii de a se afirma, de a avea o carieră și așa mai departe. Toate astea sunt legitime. Nu se înțelege că nu le consider legitime. Sunt legitime. Dar de fapt substratul bolșevic marxist era ca celula de bază a societății să fie distrusă, copilul să meargă la grădiniță. Ce faci cu copilul dacă n-ai grijă de el? Și n-ai nici salariu suficient încât să plătești bonă. Păi îl trimiți la grădiniță, adică tot statul are grijă de el. Da? Îl trimiți într-o creșă, tot statul are grijă de el. Și în felul ăsta ai dezintegrat 8 ore de viață de familie. Adică conexiunea între mamă și copil pur și simplu o dezintegrezi. Și atunci statul îi bagă în cap copilului ce vrea el în primii ani de viață, timp de 8 ore sau chiar mai multe ore pe zi, în loc de familie, de mamă, de educația care provine din moș strămoș tradiționalistă. Deci asta a fost prima chestiune. Bine că de aici, să știi, atunci s-au născut și drepturile minorităților sexuale. Tot atunci au fost primele minorități sexuale, și aici mă refer la lesbiene și la homosexuali, dacă o să citiți literatură, pe atunci, prin anii 20, anii 30, prin Rusia s-au întâmplat. Asta e adevărul, nu e nimic nou sub soare. Adică ce se întâmplă acum în Europa e de mult plănuit și de mult sunt plantate aceste semințe. Ei, și o să mă întrebați, bine, Aurelian, dar ce are asta cu transumanismul? Păi are. Pentru că dacă distrugi granițele între tată și mamă, între părinți și copil, între femeie și bărbat, nu vă sună familiar? Non-binar. Non-binar. Fluid. Noțiunile astea. Non-binar, fluid, transgender. În momentul ăla nu mai ai o specie biologică mamiferă, nu? Care se reproduce printr-un act sexual. Nu? Ai o rasă unisex, unde nu știm cine rămâne gravid și cui vine menstruația, poate fi și bărbat și femeie. De aici sunt toate aceste aberații de la Bruxelles. Astăzi au apărut pilulele pentru contracepție pentru bărbați. Pentru bărbați, da, știu. Hai să-ți mai zic una. Au propus în citise, am dat-o pe Telegram la mine, pe www.aurelianro, e ID-ul de Telegram. Aron, www.aurelianro, legat. Găsiți la mine pe Telegram un articol în care se cere înlocuirea cuvântului femeie cu producătoare de ovule. Dacă stăm să ne uităm și aici facem o paralelă cu dicționarul limbii române, dacă ne uităm ce sinonime are cuvântul femeie, ne-am îngrozit. Așa că asta nici măcar nu mai e așa șocant. Dar da, este. Bun. Ok. Toată povestea asta vine de minune pe ideologia LGBT. Și cu cât copilul este, că acum fac legătura cu educația copilului etatizat. Ce înseamnă copilul etatizat? Copilul confiscat de stat, de la o vârstă cât mai mică, într-un fel sau altul. Să știi că noi avem oficiali în România care au afirmat că ai noștri copii sunt ca niște calculatoare și sunt ai statului, nu ai părinților. Există și caută să vezi. Copilul este ca un computer și este al statului, nu al părinților. Acum vreo 7-8 ani. La noi în țară? Da, da, la noi în țară. Dacă vrei, caut repede. În America, dar nu... Nu, aici la noi. La noi. Am dat și segmentul video de mai multe ori. Deci, în momentul în care copilul de mic este transformat într-un obiect sexualizat, șansele ca el să devină LGBT sunt mult mai mari. De aceea... Dar tu crezi că vine cineva la grădiniță să sexualizeze copilul sau la școală? Bingo! Mi-ai pus întrebarea, mi-ai ridicat mingea la fileu. Pe site-ul... Iar eu lucrez cu materialul clientului, da? Deci salutăm pe această cale și departamentul de monitorizare al CNA. Fraților, bună ziua, bună seara, așa, Mircea Toma, suntem aici, bun. Deci, eu nu sunt de acord cu nimic din ce spune Aurelian. Exact, te rog așa, deci te rog să-mi spui să retractez sau să reformulez tot la două, trei fraze. Așa. Bun, deci e opinia mea și trebuie să facem și acest exercițiu. Domnul Mircea Toma, e opinia mea, domnule, nu e un adevăr științific. E opinia mea și o exprim în această emisiune la Jesse, care într-un mod foarte binevoitor m-a invitat să mă exprim.
în baza articolului 30 din Constituție. Deci, aceste documente despre care vreau să-ți spun acum se aflau pe site-ul Ministerului Educației de mulți ani. Undeva pe la pagina 60 era ceva cu programa de instruire pentru de gender, educația de gen. Educația de gen era o propunere, deci nu era inițiativă legislativă, dar documentul respectiv în format PDF a stat multă vreme pe site-ul Ministerului Educației, până când am făcut, atunci cu pandemia, dacă țin minte, am făcut noi un protest și că ne închiseseră școlile și le-am adus în față și povestea asta. Și acolo zice așa, că de la 2 la 4 ani, Jesse, de la 2 la 4 ani, deci imaginează că tu ai un copil, da? Și al tău Minister al Educației zice așa despre copilul tău, că la grădiniță între 2 și 4 ani, 2 ani poate să însemne și creșă, e ok să învețe despre masturbare. Bun, dar asta era la nivel de programă. Era la nivel de programă și provenea de la Bruxelles toată povestea asta. Era un document tradus, era o politică provenită din UE. N-a ajuns și la ei. Păi n-a ajuns, că am avut noi grijă să n-ajungă, pentru că oricum e de noaptea minții, un copil de 2 ani, nu-i așa, să învețe despre masturbare. Nu te supăra, dar e un pic cam mult, totuși. Eu zic că nu e cazul la... De acord, da. Bun, mai mult. Să învețe să-și exploreze corpul. Să învețe că un băiat se poate pupa cu un băiat și o fată se poate pupa cu o fată. Asta deja pe la 7 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani. Primesc zilnic din Anglia, Germania, Franța, state civilizate, între ghilimele, manuale, poze din manuale și din PDF-uri cu părinți din eu le spun exil, nu diasporă, că sunt exilați oamenii acolo, din motive economice săraci, s-au dus nu de bine, au plecat acolo, în care spun, Aurelian, ce mă fac cu manualul ăsta? Uite ce scrie aici. Și sunt organe sexuale în manualele de clasa 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 1-a, 2-a, 3-a, 4-a. Deci, astea există deja în vest. La noi au ajuns doar în... Mă rog, sunt și pe la noi mai scapă manuale de astea, dar părinții fac scandal și sunt scoase de învățătorii sau de educatorii respectivi. Bun. Acum, că au trecut 15 minute și vreau să trecem către partea de transumanism. Când ai rezolvat chestia asta, când ai rezolvat chestia asta, poți să treci la simbioza om-mașină. Adică nu mai ai bărbat, femeie, părinte, copil. Copilul e al statului, da? Statul are grijă de noi în baza binelui comun. Statul știe mai bine decât noi despre cum se manageriește un popor. Și ca să poți gestiona un popor, ai nevoie de multă putere de calcul. Cum e în China, de exemplu. Cum e tehnodictatura bazată pe scor social din China. Eu am trăit în China un an jumate, după cum e de notorietate. Vorbesc chineză, citesc chineză, am învățat limba chineză în orașul Hangzhou. Eu sunt sinofil, îmi place cultura asiatică în general, dar în special cultura chineză. Și am fost să învăț în 2014-2015 limba chineză. Strict pentru limbă m-am dus. Făceam 6 ore pe zi limba chineză și după aia m-am întors. După anul ăla, m-am întors. E, deja acolo era în 2014, se discuta despre binele colectiv, care să suprascrie binele individual. Și ce bine e să ne punem în mână aici, între degetul mare și arătător, în cărnița asta de aici, un chip cu care să putem plăti la restaurant. Sau să avem un scor social, ca atunci când trecem pe roșu. Ce e rău în asta? Păi domne, nu este rău nimic atâta timp când nu e obligatoriu. Dar în momentul în care devine constrângătoriu sau obligatoriu, avem o problemă. De ce? Pentru că în momentul respectiv, constrângerile astea bazate pe numere mari produc niște niște bariere în deciziile personale. Atunci când ai de luat decizii personale, de exemplu, dau un exemplu de decizie personală. Să mă răzvrătesc sau nu împotriva regimului. Sau să fac un credit sau nu, sau banca evaluează, domne, dau credit persoanei X sau persoanei Y, dacă banca poate alege. Sau o altă decizie pe care o poți lua este de asta de vaccinare. Mă vaccinez sau nu mă vaccinez? În astfel de contexte și în astfel de decizii, va veni statul cu bazele lui mari de date și cu tot ce înseamnă transumanist și va zice, nu, dacă nu faci cum zice algoritmul să faci, îți mai tai din drepturile sociale, îți mai tai din scorul social și nu-ți mai dau împrumuri la dobândă mică, nu te mai lasă circul dintr-un oraș în altul sau dintr-o provincie în alta, nu-ți mai dau acces la restaurante și așa mai departe. Și atunci intervine problema. Înțelegi? Aici este discuția. Crezi că ar putea reuși să ne controleze chiar în halul ăsta cum îl prezinți tu, atât de
de strict? Păi în Suedia deja sunt foarte mulți oameni și în țările nordice. Sunt mulți oameni cu chipuri în mână, de bunăvoie. Ăia nici n-au fost obligați. În China, da, de exemplu, știu că într-o... Da. În China, într-o oră, se poate recalcula tot scorul. În China s-a făcut un algoritm bazat pe inteligență artificială care calculează într-o oră întregii populației din China, 1.400.000.000 aproape, da? Un scor de aderență la Partidul Comunist Chinez. Cât de permeabil sunt la politicile Partidului Comunist Chinez. Ei pot recalcula acest scor într-o oră pentru toată populația. Tu îți dai seama ce putere de calcul e acolo. Asta e o tehnodictatură digitală. Bun. Tot în China, așa, ca un fapt divers, trebuie să vă spun că din China provine omul care a scris cele mai multe cărți de inteligență artificială și care a trecut pe la toți. A trecut pe la departamentul de inteligență artificială Microsoft, Google, dar și Amazon. Pardon, Microsoft, Google și Amazon. Deci a trecut pe la toată lumea acest domn. Are o moacă mai asiatică așa și este un guru al inteligenței artificiale. Și pe baza operei lui, practic, și a politicilor lui corporatiste, s-au creat produse ca, cred că a fost și pe la Tesla consultant sau ceva, a creat așa, mașina care se conduce singură, motoarele de căutare care știu de dinainte să știi tu ca tată când va rămâne fetița ta gravidă. Știi că există un articol, aici fac o mică paranteză, un tată a fost foarte revoltat pe Google că a început să-i prezinte reclame cu anticoncepționale sau cu clinici de avort în care se făcea avort. Și ăsta, foarte fiind un conservator, un republican din ăsta credincios, cu biserică, cu nu știu ce, scrie un email către Google: domne, e un articol, deci dacă căutați, îl găsiți repede. Domne, de ce? Eu mă simt jignit că îmi prezentați astfel de reclame și astfel de articole. Algoritmul vostru este defect. Eu nu vreau să aud așa ceva despre fiica mea. E, ce să vezi? Când mai puțin de 3 săptămâni, tatăl află despre fiica lui că este însărcinată. Ceea ce înseamnă că algoritmul a funcționat, Jesse. Deci, motorul de căutare a știut de dinainte, pe baza activității online a fetiței tatălui, ce va păți fetița și încotro se îndreaptă. Asta se știe, suntem urmăriți, adică nu e nici pentru cei de la CNA să nu fie o mirare. Suntem urmăriți la fiecare pas, sunt acele cookies-uri pe care le acceptăm, ni se iau datele. Ei urmăreau și un film pe tema asta, cum suntem controlați de cei care dețin aceste rețele. Deci algoritmul știe să citească acțiunile noastre din trecut, tot istoric, că sunt mulți de date care s-au acumulat, toată activitatea noastră online. Tu ai un avatar, eu am un avatar digital care merge înapoi de când am intrat prima dată pe internet, de pe computere, laptopuri, mobile și așa mai departe. Sunt într-o bază de date toate acțiunile mele. Da? Ce am căutat, cât am stat, cât am vizitat, în ce succesiune m-am dus, ce cumpărături am făcut și așa mai departe. Credeți-mă că există. Dacă vă dau doar un singur cuvânt, Cambridge Analytica, da? Care e scandalul mare de la alegeri, care știa, nu știu dacă ești familiară cu sistemul, prin Cambridge Analytica ei reușeau să facă reclame electorale personalizate pe psihografia și demografia votantului, astfel încât să-l întoarcă și să voteze cu un anumit candidat. Da? Interesant. Deci ei știau, dacă era un montaniard, îl lua pe Trump, îl punea pe un background cu muntele, ca acel recipient al acelui ad să fie mai permeabil în a vota Trump. Dacă era un biker, lua o bicicletă pe background și făceau, îl puneau pe Trump. De unde ai citit asta? Unde Cambridge Analytica. Cambridge Analytica este un scandal de notorietate. Au fost și audieri în cadrul Parlamentului Marii Britanii pentru că au avut un whistleblower, s-a și închis Cambridge Analytica în final. Cambridge Analytica se pare că a fost folosit în ultimele alegeri, Clinton versus Trump, și l-a ajutat pe Trump să câștige pe chestia asta. Deci Cambridge, dar mai multe zone a fost folosit acest Cambridge Analytica, dar ăsta este unul din sistemele despre care știm. Există sisteme mai tari despre care nu știm. Da. Uite că tot veni vorba de sistemele astea, hai să vorbim puțin și de acest ChatGPT care a apărut așa, parcă de nicăieri, dar de fapt, uite că era de atâția ani, se folosea, nu știm în ce scopuri, sau unii dintre noi știm, dar să avem puțin grijă cu CNA-ul. S-a închis la un moment dat în anumite state, copiii îl foloseau și studenții să-și facă temele. Acum uite că a intrat în sala de judecată, un judecător din Columbia a dat
o soluție la un caz folosind ChatGPT, ce să zic, oarecum pare că e bine, știi? Procesele se rezolvă mai repede, se soluționează, pare, adică e foarte comod, exact ce spuneam la începutul emisiunii, această comoditate a oamenilor care a devenit ca o religie. Ce părere ai despre acest ChatGPT? Hai să definim un pic ce este ChatGPT-ul. Boții, roboții de inteligență artificială, așa numiți roboți conversaționali, că sunt niște roboți lingvistici ei mai degrabă, nu sunt noi, nu sunt de azi de ieri. Tot ce înseamnă meleurile astea, machine learning, tot ce înseamnă softuri de mele, sunt de mult, există de mult astfel de chestiuni. ChatGPT însă a avut un succes extraordinar pentru că startup-ul din spate a știut să-și facă treaba foarte bine pe marketing și a știut să înglobeze foarte multă, foarte multe date primare, adică literatură multă, texte multe, biblioteci întregi, internetul întreg. Și au putere de calcul atât de mare din cloud, încât pot da răspunsul, orice l-a întrebat, pot da răspunsul în câteva fracțiuni de secundă. Asta e de fapt valoarea lor adăugată. ChatGPT, sunt multe platforme înaintea ChatGPT-ului care au existat. Numai că Bine că ni s-a dat nouă spre folosință oamenilor, adică să dai la o planetă întreagă să folosească. Stai puțin. Ăsta este un instrument. Da. Orice instrument, da, poate fi folosit. Uite, să luăm un cuțit. Cuțitul în sine nu este o armă criminală. Este un instrument. Cel care folosește cuțitul poate să-l folosească în a tăia o bucată de carne sau pâine, sau poate să-l folosească într-o crimă. Nu cuțitul e de vină. Nu cuțitul e problema. Tool-ul, instrumentul. Nu. Problema este omul care folosește și în ce scopuri folosește acel instrument. Și aici eu vreau să ajungem pe tărâmurile eticii. Deci trebuie stabilite niște standarde de etică, așa cum avem standarde de bioetică sau standarde de etică medicală, trebuie stabilite și niște standarde de etică ale inteligenței artificiale. Așa cum Asimov în romanele lui SF a definit legile roboticii, în care prima lege este că robotul niciodată nu va ataca omul. Asta e prima regulă în romanele SF ale lui Asimov. Trebuie și noi să avem niște chestiuni legate de aceste drepturi neuronale. Aceste drepturi neuronale, prima țară care a stabilit că va lucra în acest sens pe drepturi neuronale este Venezuela, să știi. Se discută în Parlamentul venezuelean, o țară eminamente comunistă, ce să vezi, despre drepturi neuronale. Drepturile neuronale se dorește a fi implementate în Constituții și se discută și la nivel de sisteme de justiție ca drepturile neuronale ale justițiabililor să fie protejate. Una din regulile care se discută acolo este că niciodată un om să nu fie judecat de o mașină. Ăsta e un drept neuronal. Da, asta deci faptul că un judecător... Păi nu, a fost un experiment. A fost un experiment, dar omul ăla, adică magistratul... Totuși s-a creat un precedent, adică s-a soluționat acest caz. S-a soluționat, dar a semnat tot omul, un judecător. Adică a scris textul mașina, dar de asumat și-a asumat-o omul. Că una e să automatizezi un task și tu ca om citești, faci o recapitulare, mai corectezi, mai mulți virgula stânga-dreapta, mai tai paragrafe și semnezi la final. Și alta este ca ceea ce dă mașina automat să fie decizia judecătorească. Sunt două situații complet diferite. Hai să-ți mai dau un exemplu, tot așa legat de etică. Am văzut astăzi o știre despre cum F-16, tot pe Telegram am dat-o, cum un F-16 a fost condus de un soft de inteligență artificială timp de 17 minute. Deci, practic, F-16 a devenit dronă, corect? Da. Eu sunt de acord ca tot ce înseamnă avioane de luptă și militare să fie conduse de softuri de AI și să se bată mașinile ele între ele, mașinile ele între ele să se conducă și mașinile ele între ele să se distrugă și să cadă la sol. Atâta timp când nu sunt implicate ființe umane în acel proces destructiv. Da? Da. Aș putea fi de acord. Că sau oricum avem drone. Deci dronele, unul stă cu joystick-ul într-un birou undeva la Ministerul Apărării și dă de romane, da. Ok. Unde nu sunt de acord și deja intervin niște reguli de etică, este atunci când pui un pilot automat de ăsta, de inteligență artificială de ăsta, neasistat uman, să conducă un avion care are la bord 600 de oameni.
Pentru că în cazul în care se întâmplă ceva, cine răspunde? Și uite, îți dau un alt exemplu. Tesla cu pilotul automat. Mașina care a făcut? Păi, eu mi-aduc aminte cu vaccinurile că existau niște contracte în care companiile erau exonerate de orice răspundere și contractele erau la secret. Și vorbim de anul 2020. Cazul ăsta, da. Păi, dacă s-a putut acolo, vorba aia, pe niște seruri, nu crezi că se poate pe niște softuri, același lucru? Vom trăi și vom vedea. Nu. Vom trăi și vom. Dar să revin la Tesla. Uite, Tesla are un program de pilot automat. Adică tu stai fără să conduci și Tesla se conduce singură, mă rog, în interacțiune cu cloud-ul, cu Google-ul, cu Google Maps. Știe el pe unde să o ia, pe ce bandă, cum să evite accidentele și așa mai departe. Dacă e o eroare. Doar că la un moment dat s-a produs o eroare și o astfel de mașină a produs accident cu victime, cu deces. Cine răspunde în cazul ăsta? Ce? Deci sunt niște probleme de etică pe care trebuie să ni le statuăm în Constituții și în legi, dacă nu putem schimba Constituții. Eu nu sunt un adept al schimbărilor de Constituție atunci când dau loc schimbări majore la nivel social, pentru că asta e ceea ce așteaptă neomarxiștii și globaliștii. Constituția asta așa cum e bună și trebuie respectată. Hai să o respectăm pe asta veche așa cum e ea și după aia ne gândim noi ce mai schimbăm la ea și ce mai îmbunătățim. Dar deocamdată noi nu o respectăm pe asta, știi? Așa este, dar știi cum e? Lumea mai evoluează, lucrurile se schimbă, ce e în Constituție nu mai e și în fapt. Nu, eu într-adevăr nu susțin schimbarea asta, dar poate că la un moment dat va ajunge să se întâmple. Dacă vor fi din ce în ce mai multe astfel de mașinării și tot felul de programe care să conducă, cum spuneam. Stai. Că asta este a doua fază. Stai puțin, că asta e, nu ți-am zis, a treia fază care o să te îngrozească și o să vezi că nu mai ești de acord cu acest progres. Îți dau în scris că nu vei mai fi de acord. Există așa numita... Eu ți-am zis că sunt pus aici într-un anumit... Știu. Tu trebuie să fii partea cealaltă, corect. Trebuie să echilibrezi emisiunea. De socializare. Dar hai să te dezechilibrezi și să te trag de partea mea, înțelegi? O să fii în dezacord exact cum sunt eu. Fii atentă. Deci, există un trend la nivelul acestei comunități de AI condus de Harari, unul Harari, în fine, un mentor al celor de la Davos. Sigur că Yuval da. Harari, battle vina, stai așa că am șocat. Acolo aici. Am și eu trei cărți, deci... stai liniștit. Da. Așa, bun. Homo sapiens, Homo Deus, toate astea. Homo Deus, exact. Așa, trecem peste faptul că omul este un exponent al minorității sexuale, așa, și că este un adulat al forumului. Da, trecem peste. Deci un neomarxist cu acte în regulă. Numai că el a dus-o la următorul nivel și a zis, domne, ne trebuie under the skin surveillance. Adică supraveghere sub piele. Că supravegherea deasupra pielii am rezolvat-o. Oamenii sunt filmați din toate unghiurile cu camerele de luat vederi și cu sistemele de supraveghere video din oraș. Sunt supravegheați pe internet. Deci știm ce gândesc și ce intenții au. Sunt supravegheați la telefoane ce vorbesc, cum vorbesc. Sunt supravegheați pe mail, în conversații private. Alexa oricum te spionează în casă, nu e nicio problemă. Am rezolvat cu supravegherea over the skin. Hai cu supravegherea under the skin, ne zice acest domn minunat, Yuval Noah Harari. Și sunt videoclipuri, circulă pe internet, le-am dat. Atunci când se va face această surveillance under the skin, cum vor ei, dacă se va face, eu sper că nu. Așa. Ne zice Harari, domne, vom putea să citim cu 2 sau 3 ani înainte patternuri neuronale și cardiace ale unui viitor criminal. Și în baza acestor algoritmi îi vom putea condamna sau trimite la rehab anterior comiterii crimei. Înțelegi? Deci este exact ca povestea cu masca. Poartă mască chiar dacă n-ai nimic. Deși până la pandemie, știi cum era cu masca? Trebuia să poarte masca doar omul bolnav. După pandemie, toată lumea trebuia să... Deci ceva dar de genul ăsta... Dar nu ne-a ajutat masca, Aurelian. A, dar spun eu că n-a ajutat. Că există studiu în acest sens. Există studiu. Eu nu cred. Mă face acum să fac scroll pe Telegram, să las pe emisiune studiu în acest sens. Deci masca
A fost vrei determinat. Trebuie să fim amendați? Îți dau ție amenda. Păi nu, stai că o rezolvăm foarte repede. Nu, foarte repede. Deci, nu sunt foarte multe, Aurelian, dar nu știm dacă sunt din cele acceptate de colegii de la CNA, așa că eu nu pot să... Bun, hai să reformulez. Există studii recente, post factum, care au studiat loturile celor care au purtat mască versus loturile celor care n-au purtat mască. Din aceste studii, pe care îi le dau CNA-ului dacă mi le cere, a reieșit, deci nu e părerea mea, e părerea celor studii, a reieșit că nu există nicio diferență între lotul care a purtat și lotul care n-a purtat mască din punct de vedere infectări și decese COVID. Niciuna. Bun, hai să ieșim din zona asta de COVID. Eu oricum am purtat trecem mască. Mai departe. M-am simțit trecem protejată. Nu știu dacă aș mai purta din nou, o să vedem. Păi nu, vezi, aici e diferența între tu te-ai simțit protejată și ai ales o porți. Dar legi ceilalți. Și tu credeai că îi protejezi pe ceilalți, nu îi protejai pentru că mucoasa din jurul ochilor și a urechilor este aceeași mucoasă cu aceiași receptori, dar nu contează. Ideea este că în același timp, pe alegerea ta de a purta mască, trebuia simetric să existe și posibilitatea de a alege să nu porți mască, să-ți asumi riscul. De exemplu, eu care sunt astmatic, sunt astmatiform eu, da? De mic. La mine nu am voie să-mi acopăr orificiul bucal și nările. Exact, nu am voie, este contraindicat. Pentru mine legea nu a creat o excepție. A trebuit să mă duc, să iau hârtii, să am scutire și așa mai departe. Da? Deci nu, de asta binele ăsta comun sună neomarxist, sună comunist. Nu există bine comun. Există oameni, indivizi, cu nevoi și apetență la risc diferite. Atâta timp cât un device medical nu are risc zero atunci când îl folosim, domne, lasă-mă pe mine să aleg dacă interacționez sau nu cu acel dispozitiv medical. Bun. Da. Dar să revenim. Asta cu inteligența artificială, cu drepturile neuronale și cu supravegherea under the skin, da? Sub piele, adică. Chestia asta va duce în final, dacă te uiți în agenda 2030, la acel credit social, la acea identitate digitală și acea monedă digitală. Pentru că ei, teoria lor e așa, îi zic așa, domne, dacă noi reușim să anticipăm ce va face, ce va gândi, ce va simți omul ăsta în viitor, ne mai trebuie un mecanism prin care ceea ce gândește, ce face, ce acțiunile lui, să fie contracarate cumva printr-un mecanism social. Adică avem nevoie de niște semafoare de control, ca acel om să nu poate să facă ce vrea să facă, decât cu voia noastră. Și asta înseamnă ID digital, bani digital, eventual care expiră la sfârșitul lunii, CBDC-ul, în acest citește despre CBDC, să vezi că deja ei vor să implementeze acest CBDC cu dată de expirare la sfârșitul lunii, așa, și nu poți accesa acei bani digitali decât în baza unui ID digital, care e sau nu e valabil în funcție de cum te comporți și ce faci. De exemplu, un scenariu posibil ar fi, domnule, dacă nu te-ai conformat tuturor rigolilor sociale și ai ieșit la mai mult de 5 proteste pe an, îți stai în contul la bancă. E un scenariu perfect fezabil în contextul agendei 2030, cu ID-ul digital și cu moneda digitală. Perfect fezabil. N-aș crede că merg chiar așa de departe. Vrei să-ți spun că s-a întâmplat anul trecut în China? De unde? În China. În China, în provincia Hainan, da. O bancă a dat faliment. Da. A fost o schemă Ponzi care nu a fost detectată de autorități. Oamenii și-au pierdut toți banii, credeau că își pun banii într-un depozit cu dobândă. De fapt, puneau banii pe bursă pentru trading, Jesse. Da? Deci, cum ar fi un fel de caritas chinezesc. Da. În plină pandemie, cum ar veni. Da? Bun. Și au existat foarte mulți oameni din foarte multe provincii care s-au urcat în mașină și s-au dus către banca respectivă, în pandemie, să-și scoată banii de acolo, să-și salveze depozitele. Ei, ce să vezi? Că guvernul chinez a detectat mișcările acelor oameni și le-au înroșit codul QR pandemic. Le-au zis, tu ești carantinat, tu ești carantinat, tu ești carantinat, și au ținut în carantină în mașini, pe autostrăzi, în baza acelui QR code, astfel încât să nu mai ajungă oamenii la protest, la scosul banilor din bancă. Bineînțeles că s-ar fi transformat totuși într-un mare protest. Poate că este un caz
poate că e un caz, cum să spun, singular și... Nu este, îți mai dau un caz. Pakistan. În Pakistan, atunci când a fost criza de combustibil, guvernul și, mă rog, au fost proteste și au dat jos guverne și au pus alte guverne și așa mai departe, din motive de inflație și de lipsa carburantului, guvernul a zis așa, pakistanez. De acum încolo toată lumea are rație, luați de aici aplicație de mobil făcută de noi de guvern și vă dăm în baza acestui QR cod de combustibil, vă dăm o cotă. Dar numai dacă nu ieșiți la proteste și vă conformați și faceți ce spunem noi, dictatorii. Deci îți dăm acces la drept, că nu poți să-ți exerciți dreptul la liberă mișcare dacă n-ai combustibil, că nu poți să o iei la autotal. Bineînțeles, trebuie... dar se pare Bun. Cumva că este vorba despre... Îți mai dau dacă vrei. De unde este dictatură. Adică noi îți mai dau exemple. Îți place și din Londra? Hai că îți dau din Londra, că nu vrei. Din China și din Pakistan nu vrei. Eu cred, Aurelian, și chiar vreau să lămuresc încă un lucru. Uite că eu citesc în același timp, adică în live, comentariile care sunt pe Facebook și o doamnă este foarte supărată pentru că zice așa: de ce l-ați invitat dacă îl manipulați să spună doar ce vă convine? Plus că vorbiți peste invitat și așa mai departe. Doamna Cristina, să-mi fie cu iertare, nu vă supărați pe noi. Nu, e foarte bine că vorbești peste CNA, avem un CNA care ne impune anumite reguli, nu vrem să fim amendați și de aceea trebuie să fim fiecare, să zic așa, de o parte și de cealaltă a baricadei. De aceea eu îi cer exemple lui Aurelian, dar îl las să vorbească și să spună părerea. Mai lasă-mă să spun două exemple. Mai lasă-mă să spun două. Canada și Oxford. În Oxford au deja proiect de lege și pilot care se întâmplă, orașul cu mișcare de maxim, orașul smart city de 15 minute. Adică nu ai voie să ieși mai departe de o rază, pe o rază de 15 minute cu mașina, decât în baza unor rații, cote de carbon, cote de ce vrei tu, bazate tot pe un QR cod, tot pe un ID digital, tot pe o aplicație, tot pe o constrângere. Canada. Ții minte protestele din Canada? Da. Ne-au blocat conturile. Toți donatorii care au dat către camionagii bani, pentru că era o problemă de logistică acolo. Da. Ce s-a întâmplat? Camionagii au intrat și a ocupat capitala, Ottawa, da? Problema era că acele camioane, acele cabine, ca să țină căldură, trebuiau alimentate cu carburant, corect, Jesse? Oamenii nu puteau să scoată camionul, să se ducă la benzină, la motorină, să umple rezervorul, să întoarcă înapoi, că îi bloca poliția. Trebuiau să țină camionul pe loc și să se ducă să-și aducă acest carburant cu canistrele. Mă înțelegi? E, asta însemna bani. E, și-au făcut apel la donori. Dom'le, dați-ne bani ca să rezistăm. Știi cum era cu protestul, cu pandemia? Era complicat. Bun. Ce să vezi că toți donorii au avut conturile blocate. Blocate. Mai mult decât atât, ei au fost arestați camionagii. Mai mult decât atât, s-a instaurat stare de urgență în capitală, nu știu câte, vreo două săptămâni, așa, și Trudeau, practic, și-a obținut bine. După aceea s-a făcut o anchetă în Parlament, s-a determinat că această stare de urgență a fost ilegală, a fost o audiere și așa mai departe. Dar rău a fost făcut, conturile alea au fost blocate. GoFundMe, există un site unde poți să faci crowdfunding, da? Au blocat tot ce înseamnă crowdfunding, proiecte de crowdfunding pentru activism legat de drepturi și libertăți. Și lucrurile astea trebuie să existe în protecția drepturilor neuronale. Îți dau un exemplu simplu de drept neuronal. Tu postezi pe Facebook, da? Și pe Instagram, corect? Da. Ai fost vreodată blocată? Nu. N-ai fost niciodată blocată? Niciodată. Niciodată. M-am creat. Nu. Eu sunt bun. Probabil că nu ai, de la 1000 de followers în sus, încep să cam contezi pentru algoritm. Am deci, spre 10.000 și chiar 100.000, 20.000. Sunt trei categorii de subiecte. Vaccin, partea de război, nu, dacă postezi, și partea de LGBT. Deci 1, 2, 3 subiecte tabu. Da. Deci mai este un subiect tabu, vreau să-ți spun, că pe noi ne-au blocat, au vrut să ne blocheze pagina de Facebook pentru că am făcut o glumiță despre gândaci și despre mâncatul gândacilor. Ok, insectele, că asta e tema nouă. Climate change, tema nouă, sigur că da. Tema nouă, trebuie să... Da, schimbarea de... Bun, eu vin și îți spun așa. Dom'le, ție ți se pare normal să fii blocată de o entitate privată atunci când îți exprimi o opinie? Cine-i Facebook-ul
să mă cenzureze pe mine ce am voie să spun, ce n-am voie să spun și ce pedeapsă să-mi dea. Că Facebook-ul este și procuror și judecător în momentul acela. Adică la unii le dă 3 zile, la alții le dă 30 de zile. Pe unii șterge de tot, la alții le șterge pagini. Mie mi-au șters 6 pagini, ca să știi. Totalizând 300.000 de followers. 6 pagini. De ce? Pentru că am zis tot timpul adevărul cu surse originale, statistice și studii despre pandemie. Da, e cumva... Adică toate adeverite între timp. De unele subiecte ai voie să vorbești, dar de unele n-ai voie absolut deloc. Adică este foarte interesant. În timp, atenție mare, că în timp se creează o buclă neuronală în capul oamenilor care zice așa, domne, mai bine mă conformez și mai bine mi-accept abuzul din partea abuzatorului, adică a Facebook-ului, și nu mai postez, domne, pe platforma aia. YouTube-ul e și mai rău. YouTube-ul șterge canalul direct. YouTube-ul, da? Deci, ideea este că aceste cenzurări nu sunt stipulate nicăieri în lege pe teritoriul României. În România, din contră, Constituția spune la articolul 30, aliniatul 4, că nicio publicație nu poate fi cenzurată. Așa spune. Nu poate fi cenzurată nicio publicație. Deci, cum vii tu Facebook, YouTube și așa mai departe să-mi cenzurezi mie opiniile, să-mi dai pedeapsă și să-mi stabilești și cuantumul pedepsei? Dar cum îți permiți tu așa ceva? Cum vii tu CNA să facem? Acolo la CNA să zicem că ai o lege, deși legea e prost făcută și numirile sunt făcute politice, dar există un simulacru de, cum să spun, de cadru legal prost făcut, dar măcar au lege. Dom'le, aici suntem pe cuvânt scris. Corect, Jesse? Suntem pe cuvânt scris. Eu știu așa că nicio publicație nu poate fi cenzurată, Nicola, articolul 30, alineat 4, Constituția României. Cum îți permiți tu Facebook, YouTube și așa mai departe să mă cenzurezi? Când n-ai lege, ziarele în România nu pot fi cenzurate, că e cuvânt scris. Cuvântul scris nu poate fi cenzurat. Da? Inteligența artificială și algoritmii din spatele inteligenței artificiale fac posibilă acest abuz, această tăiere de drepturi și libertăți, în special libertatea de exprimare și libertatea de conștiință, astfel încât oamenii să-și modifice mintea, ce cred, inima, ce simt, cum se raportează la societate și la cei din jur. Ceea ce nu este ok. Nu e nici etic, nu se încadrează în niciun fel de bioetică sau etică sau drepturi neuronale sau ce vrei tu. Și încalcă și Constituția. Da. Vreau să ne întoarcem un pic la ChatGPT-ul acesta, dacă tot am mai povestit despre el în seara aceasta, pentru că am descoperit ceva foarte interesant într-un articol ieri, că a fost folosit în Ungaria de către un preot care și-a făcut slujba de liturghie de duminică la biserică. Oamenii au venit și au ascultat un text făcut de LGBT și a fost de ChatGPT, de ChatGPT, iartă-mă, da. De acest ChatGPT, ca și cum ar fi fost scris de om, să nu mai vorbim de faptul că cei care au făcut această inteligență artificială deja disting în proporție de 26% textul scris de ChatGPT și de om. Adică deja se ajunge într-o zonă periculoasă și vreau să te întreb cum o să fie și dacă o să ajungă la noi în România, pentru că în Polonia a apărut primul robot catolic, în Japonia la biserică te întâmpină robotul. Cum, nu știu, o să fie acceptate de români treburile astea, discursuri cu ChatGPT? Eu cred că nu o să fie acceptate, dar vreau să-ți spun că pe lângă ChatGPT există și un checker de artificial intelligence. Deci, dacă tu vrei să scrii o teză de doctorat cu ChatGPT, da, bagi acolo, fă-mi o teză de doctorat de 200 de pagini despre găurile negre din galaxia Cutare. Și ăla îți dă 200 de pagini în câteva secunde despre galaxia Cutare. Bun. Există un ăsta de detectare a inteligenței artificiale, a textelor rezultate din inteligența artificială. Orice profesor poate lua bucăți din textul pe care tu l-ai produs cu ajutorul inteligenței artificiale, îl bagă în acel verificator și va reieși că tu ți-ai scris teza de doctorat cu inteligența artificială, cu acești boți conversaționali, că nici măcar nu e prea multă inteligență artificială acolo. Pur și simplu sunt niște roboți conversaționali care automatizează niște call center, niște pot fi folosiți până la un anumit moment dat pentru a automatiza anumite interacțiuni, la customer service și așa mai departe. Dar eu nu cred că un om normal la cap acceptă să interacționeze pe baza unui text scris de o mașină
atunci când se duce la biserică. Că păi nu mai e real. Păi e real, dar cum să spun? Deci preotul acela ce era catolic sau genul? Nu se specifica exact. Nu se specifica. Eu nu cred că un preot ortodox ar face alta. Știi de ce? E o mică problemă cu LGBT-ul ăsta. N-are duh. Știi? Asta e. Cum înțelege? Păi, că n-are duh. Da. Uite că ne întreabă cineva ce nu înțelege ce este acest ChatGPT. Păi intră pe chatgpt.com, da? Și o să vezi ce este acest ChatGPT. Despre ce tot vorbim noi de atâta amar de vreme. Da. Să știi că eu l-am pus pe ChatGPT să compună un text despre tine, despre Jesse. Și nu m-a prostia scris acolo. Sincer, i-am zis, fă-mi un paragraf de 300 de cuvinte. Nu, înainte de emisiune, că am vrut să-ți citesc ce scria ăla acolo. Dar, pe bune, numai prostii erau acolo, adică nu avea nicio treabă cu realitatea, înțelegi? Cred că au limitele lor. Deci aceste motoare de inteligență artificială au limitele lor. Deși spuneau cei care l-au lansat, și din ce eu îți dai seama toate știrile despre acest ChatGPT, că în 2 ani va face mult mai multe lucruri și poate chiar va ajunge să fie, nu știu de unde acest termen de 2 ani, dar va ajunge să fie mult mai inteligent decât suntem noi oamenii în general. Ce înseamnă mai inteligent? Hai să vedem. Că joacă mai bine șah decât noi, asta s-a rezolvat problema asta de mult cu motoarele de o poezie, dacă vrei să că scrie poezii mai bine, mai bune decât Eminescu, mă îndoiesc. Sau că scrie texte mai faine decât Hemingway, iar mă îndoiesc. Sau că poate picta, există motoare de inteligență artificială care pot lua un sketch, un desen sketch de ăsta pe care îl desenezi tu cu creionul și ți-l face tablou în stil, nu știu, Van Gogh sau mai știu ce. Nu există așa ceva. Deci nu o să fie inteligența artificială peste creierul uman niciodată. A, că e mai puternică. A, că are putere de calcul mai mare, că poate rezolva probleme într-un timp mai scurt decât poate creierul uman, asta da, pentru că e putere de calcul brută. Dar în niciun caz nu are cum să fie genială. Și să-ți mai spun, ChatGPT ăsta ar fi zero dacă n-ar exista biblioteca aia de texte memorată, înțelegi, în muntele ăla de date. Adică el se bazează, adică oricât de inteligent e ChatGPT-ul ăsta și textele produse de el, ele au la bază, ghici ce? Tot texte scrise de oameni. Da. Înțelegi ce spun? Deci inteligența asta artificială, conversațională, de dialog, a acestor roboți, nu ar exista rezultatele. Nu ar exista dacă nu am avea datele de intrare, și anume biblioteca aia de texte unde e memorată practic toată literatura umanității aproape și internetul și așa mai departe. Da? Așa că este o teză falsă. Că devin ele mai... Nu, sunt mai rapide. Nu că devin, sunt de multă vreme mai rapide. Că legea lui Moore spune că puterea de procesare se dublează la fiecare an, se dublează puterea de procesare. Și puterea de stocare parcă odată la 3 ani, ceva de genul. Dar ideea este că fără date de intrare, niciodată nu vei avea rezultatele scontate. Fără niște date de intrare corecte. Că nici Google-ul n-ar ști că fiica acelui părinte rămâne gravidă în 3 săptămâni dacă nu ar avea datele altor milioane de fiice pe care le calculează și le molfă acolo pe algoritm și de unde se deduce că pe acțiunile alea, cam în 3 săptămâni, fiica respectiv va rămâne însărcinată. Înțelegi ce spun? Tot pe baza unor acțiuni umane a rezultat acea predicție a motorului de advertising al lui Google. Ce? Tot acolo. Și conducerea mașinilor, automobilelor Tesla. Faptul că automobilele Tesla se conduc bine și sau relativ bine atunci când nu omoară oameni. Tot din felul în care conduc oamenii și din trasele anterioare ale șoferilor umani rezultă. Da? Sunt luate toate trasele, toți șoferii care au condus pe rutele alea, se face o medie, se observă unde sunt stopurile, unde evită, unde e groapă, nu știu ce. Se calculează per total, e un pic mai complicat, dar eu simplific acum, și rezultă ruta pe care o face acel pilot automat al acelui automobil Tesla. Dar când apare ceva neprevăzut, și ăla eșuează. Da? Adică asta e clar. De asta zic. Deci, acum,
Vezi tu, de exemplu, la avioanele de cursă lungă. Există pilot automat la avioanele de lungă, de cursă lungă de multă vreme, de niște zeci de ani. Dar e un pilot la manșă tot timpul, sau trei piloți. În cabina acolo e un om care se uită la avion, se uită la instrumentele de bord și dacă cumva intervine ceva, iese din pilotul automat. E suficient să atingă manșa aia un pic și sare pilotul automat. Și la mașini avem cruise control, nu? Ca să nu mai stăm cu piciorul pe accelerație, să mergem cu 100 la oră constant. Corect? Da. Da. Exact. Dar în momentul în care ai pișcat frâna, sare acel cruise control. Da? Înțelegi? Asta e o formă rudimentară de automatizare. Da. Da? Deci ce să zic? Atâta timp cât există posibilitate, în primul rând, atâta timp cât nu este obligativitate, foarte bine, progresul să meargă înainte, unul, fără obligativitate, și doi, atâta timp cât va exista un om care poate interveni și poate scoate mașina din ecuație și să treacă pe manual, e ok. Dacă lipsește una din astea două, și bineînțeles, mai trebuie niște principii de etică acolo, drepturi neuronale, dar nu intrăm în subiectul ăsta, acum e foarte complicat. Cât timp îmi sunt protejate drepturile mele neuronale și sunt lăsat să mă dezvolt ca ființă umană, cum vreau eu, familia mea și părinții mei și contextul meu social, atunci e ok. Când se intervine în lucrurile acestea și mi este violată libertatea de conștiință, articolul 29 din Constituție, nu mai e ok. Da? Apropo de chestia cu preotul catolic, acolo este o încălcare a dreptului la liberă conștiință, după părerea mea. Da, pentru că intervine o mașină acolo, care e foarte complicată. Adică, vezi, sunt niște implicații majore atunci când intră o mașină în ecuație, în toată povestea asta. Da? Nu ne spunea Elon Musk, acest progresist conservator, cum îi spun eu, acest progresist mascat, undercover. Spunea exact că... vreau să te întreb. Te rog, da. Fă întrebarea, că după aia cred că știu ce vrei. Poate, da, probabil că ne gândim exact la același lucru. De ce este, adică, unui creator de astfel de roboți și inteligențe de acest gen și mașinăria, mașina asta care se conduce singură, da, este frică de această, de această inteligență artificială și acești roboți? Foarte interesant. De ce? Spunea într-un documentar acum vreo 2017, parcă, documentarul se numea așa: aveți încredere în acest computer, cu semnul întrebării la final, și zicea că această inteligență artificială ne va afecta viața, afecta în moduri în care nici nu ni le putem imagina. Dacă permitem acest, dacă permitem. Moment. Crezi că, nu știu, ar putea vreodată să ne ia locul acești roboți care ar fi de ajuns de buni, dacă și Elon Musk, cum să zic, are această frică? Păi Elon Musk are această frică pentru că el vrea să-și vândă anumite produse pe care are brevete deja și patente. Păi și tu așa vrei să-ți vinzi produsul? Păi da, el deja a ieșit la podcast și a zis că a pus nu știu ce chip în capul nu știu cărui porcușor și că nu l-a durut. Deci el a zis că s-a făcut implant de chip în creierul nu știu cărui animal și că poate fi făcut foarte ușor și la om și că nu doare, că durează foarte puțin și că... Deci a povestit în podcastul ăla o oră despre cum, ce frumos e să băgăm chipuri în capetele oamenilor. Da? Nu cred în sinceritatea lui Tesla atunci când spune că este îngrijorat de rasa umană în raport cu chipurile, cu ciparea și cu inteligența artificială. Nu-l cred. Dăm voie să nu-l cred. Una la mână și a doua la mână. Dăm voie să nu cred în apetența lui pentru libertatea de expresie, chiar dacă a mai deschis Twitter în ultima vreme. Ei, problema acum este în felul următor, cu ciparea asta și cu ce vreau să zic despre Tesla. Vezi tu, oamenii ăștia cu foarte mulți bani întotdeauna vor dori să fie să controleze lumea, fie să înmulțească banii, fie ambele. Dar fără permisiunea noastră, a celor mulți, a celor 99%, ei nu pot să facă nimic. Niciun abuzator de pe lumea asta nu este abuzator fără măcar acceptul tacit al victimei sale. În foarte rare cazuri, victima chiar nu are nimic de făcut sau nu poate să facă nimic, în puține cazuri. În majoritatea cazurilor, abuzurile... De asta am spus că deci 0,0% sunt într-adevăr situații în care nu ai ce să faci, abuzatorul e abuzator. Dar majoritatea cazurilor, da, nu vorbesc acum de violuri și de aia e altă discuție. Eu vorbesc acum strict de abuzare
psihosocială, abuzare financiară, abuzare economică, abuzare, faptul că transformi o țară în colonie, ăsta tot abuz e. Faptul că ăia de la Bruxelles vin și ne dau niște legi cu care nu suntem de acord, deși noi nu i-am ales pe aia din Comisia Liber și așa mai departe, da? E, genul ăsta de abuz. Abuzul ăsta nu s-ar întâmpla dacă populația s-ar revolta, s-ar ridica și ar zice, dom'le, nu mai vrem asta, ce ne faceți voi nou. Nu mai acceptăm acest abuz. Nu mai acceptăm să ne băgați pe gât povestea cu insectele, că vezi, Doamne, vaca încălzește planeta și planeta moare dacă nu mâncăm toți insecte acum, Alinea. Da. Deci, dacă populația s-ar răzvrăti, păi cum adică? Deci, zici și tu, Jesse, au reglementat consumul gândacilor de balegă. Deci, asta este un fault logic. Dacă tu interzici vaca, vaca face balegă, da? Deci nu ai vaci, nu ai balegă, corect? Dar tu reglementezi gândacul de balegă. Ce faci? Prin test la imprimanta 3D balegă? Ca să ai gândacul de balegă? Cum faci? Înțelegi? Deci e noaptea minții. Sau amprenta de carbon a bateriei lui Tesla. Eu tot timpul am spus. În primul rând, Europa, ca amprenta de carbon. Europa produce 7% din emisiile de carbon la nivel planetar. Dacă noi mâine n-am umblat decât pe jos și n-am mai consumat, n-am mai emite deloc CO2, deși CO2 nu e neapărat un poluant, dar trecem peste acest mic detaliu, am reduce de la 100% amprenta de carbon cât e acum la 93%, că Europa produce doar 7% din total, corect? Bun. Da. Asta e una la mână. Deci tot Green Deal-ul făcut de Bruxelles este un fâs. Nu contează în ecuația mare a planetei. Punctul 2. O baterie Tesla și o mașină Tesla, de asta electrică, despre care ni se spune că nu consumă și nu emite CO2, are amprenta de carbon, dacă inclus și procesul de fabricație și procesul de disposal a bateriei, adică de eliminare a bateriei din circuit, mult mai mare decât o mașină clasică pe carburant de ăsta, convențional. Pentru că amprenta de carbon nu este doar consumul. Păi da, a fost când, hai să zic unde, în momentul în care Elon Musk a deschis Twitter-ul și a restaurat contul lui Trump, Comisia de Mediu, care e controlată de Biden, a dat un comunicat în care a spus că nu o să mai dea certificatele de emisii minime pentru mașina Tesla, pentru că nu este luată în calcul bateria. Adică i-au arătat un pic maimuța, cum se spune în limbaj, știi? Asta e o chestie pe Reuters, pe ce vrei tu, pe MSNBC, este mainstream chestia asta, în care establishmentul politic democrat din Statele Unite i-a spus lui Elon Musk, băiete, dacă ai restaura contul lui Trump, vezi că s-ar putea să-ți retragem licența pentru mașinile tare Tesla. Că, știi? De ce? Pentru că, într-adevăr, bateria de litiu-ion, bateria litiu-ion care există în acele Tesla, ca să o produci, poluiesc foarte mult, emiți CO2 foarte, foarte mult. Asta e adevărul. Da, eu acest sunt de acord. Da. Am ajuns la final, dacă mai ai anumite completări, Aurelian, pe subiectul ăsta. Oricum, subiecte sunt foarte multe, să știi că te mai aștept, pentru că se întâmplă zilnic. Mare drag. Ceva din zona asta de transumanism, citești în fiecare zi câte o știre care efectiv te îngrozește și mi-ar plăcea să ne vedem mai des și să povestim. Cu mare drag. Acum am intrat așa în subiectul ăsta cu multe știri de dezbătut, dar e multă informație. Concluzia, Jesse. O concluzie, da. Noi trebuie să salvăm mințile și inimile copiilor noștri, să nu le lăsăm copiii nici etatizați, adică luați de stat, nici computerizați, adică luați de computere și de ecrane. Da? Asta este lupta generației noastre. Să păstrăm umanitatea în interiorul minții și inimilor generației următoare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim frumos, Aurelian, pentru prezență și te mai așteptăm cu drag cât mai curând. Doamne ajută! Seara frumoasă! Dragi ascultători, a fost alături de noi la Golden Hour Aurelian Popa. Am povestit despre transumanism, despre toate aceste nebunii care sunt atât de aproape de noi deja din ce în ce mai mult, acest ChatGPT care este un motor de căutare foarte util, într-adevăr, tot acest progres are și el rolul lui în a ne oferi o viață
mai ușoară, mai confortabilă, dar trebuie să știm unde să ne oprim cu toate aceste lucruri. Îi mulțumesc lui Aurelian că a fost alături de noi și o să-l invit mai des. Eu vă doresc o seară minunată, un weekend plăcut. Ne reauzim de luni, începând de la ora 18 în fiecare zi, aici la Golden Hour, de la ora 18. Vă pup, aveți grijă de voi, să fiți sănătoși și frumoși. Golden Hour cu Jesse la Gold FM. Gold FM, Solid Radio.